astăzi din nou de urgență pe mâna medicilor. Artista se luptă cu mai multe complicații, la care până și doctorii au găsit cu greu un răspuns. Și chiar dacă a ajuns în spital pe perfuzii, vedeta este optimistă și susține că a început să se documenteze de una singură pentru a afla cauza problemelor sale de sănătate. Citez: poza asta e nu ca din peretele Instagramului, dar este pentru cei care știu ce înseamnă intoleranța la histamină și dermografismul. V-am promis că vă țin la curent cu evoluția mea. Poate vă ajut, vă inspir. Am ajuns acum câteva săptămâni în punctul în care m-am săturat să tratez simptome și am refuzat să cred că o să fiu dependentă toată viața mea de antihistaminice. Așa că am început să citesc, să mă documentez și mai bine și să încep să caut și să tratez cauza, care este acolo în celulele noastre și la nivel de subconștient. Stres, obiceiuri alimentare proaste, antibiotice, antiinflamatoare, a scris Ada pe Instagram. Așa că a început o detoxifiere puternică, atât fizică cât și psihică. Vedeta este convinsă că se va vindeca și asta pentru că, spune ea, lucrează cu doctori specializați în medicină cuantică și psihoterapie, ține o dietă strictă și a suplimente.